Ai observat că dacă pui în frigider o sticlă de plastic pe jumătate goală, ea se deformează? Știai că podurile și calea ferată sunt întrerupte din loc în loc pentru a nu se distruge? Ca să înțelegem aceste fenomene, vom studia dilatația solidelor. Definiția e relativ simplă. Procesul prin care corpurile își măresc dimensiunile atunci când sunt încălzite se numește dilatație. Fenomenul invers de diminuarea dimensiunilor unui corp prin scăderea temperaturii se numește contracție. În ambele procese intervine o modificare a temperaturii. Dilatarea mai depinde și de natura substanței, dar și de starea de agregare. Cu alte cuvinte, un solid se va dilata altfel decât un fluid, iar un fluid diferit față de un gaz. O proprietate importantă a dilatării unei substanțe solide este că mărește dimensiunile lineare în toate direcțiile în aceeași măsură. Dacă încălzim un cui, dimensiunile acestuia cresc în lungime, în lățime, dar și în volum. Cu alte cuvinte, se va mări și lungimea cuiului și se va lăți și capul acestuia direct proporțional cu lungimea. Practic, dimensiunile cuiului vor crește pe măsură ce și temperatura se va mări. Fenomenul de creștere proporțională a solidului datorat încălzirii se numește coeficient de dilatare termică. Nu toate solidele se dilată însă în aceeași măsură, pentru că sunt structuri care se încălzesc mai greu, cum sunt, de exemplu, caloriferele de fontă. Pentru a radia căldură mai ușor, au fost create recent calorifere de aluminiu sau de oțel. În schimb, masele plastice își măresc dimensiunile și de 10 ori mai mult decât un metal. Practic, în acest moment, în industrie, se știe foarte exact fiecare material ce coeficient de dilatație are pentru a fi folosit specific. De exemplu, la un avion nu poți pune materiale cu coeficienți de dilatație mare, fiindcă s-ar crăpa fuselajul. În schimb, la un vapor, toleranța este alta, fiindcă riscurile sunt mai mici. De această particularitate se ține cont la poduri și la șinele de cale ferată. Între segmente se lasă un rost de dilatație, în așa fel încât pe caniculă sau în caz de îngheț, părțile solide să nu se distrugă iremediabil. Unele trenuri avară întârzieri tocmai pentru că șina de cale ferată s-a încins prea tare. Chiar și smalțul de la dinți poate crăpa din cauza dilatării bruște a dintelui dacă bei băuturi prea fierbinți. În industrie se folosește un dispozitiv pentru măsurarea coeficientului de dilatare termică. El se numește dilatometru și e foarte util în fabricarea aliajelor. În concluzie, reține că dilatația este fenomenul fizic prin care dimensiunile unui corp cresc în urma variației de temperatură. Acest proces este influențat de temperatură, de natura substanței și de starea de agregare. Solidele își măresc toate dimensiunile lineare, adică volum, suprafață și lungime, în același timp. Coeficientul de dilatare termică arată proporționalitatea dintre creșterea dimensiunilor solidului și creșterea temperaturii. Iar la final o întrebare. Dacă volumul unui solid crește la încălzire, odată cu asta va crește și densitatea obiectului?